Familie, prieteni apropiați, dar și alți invitați au asistat aseară la lansarea primului album al micuței artiste de muzică folk, Luminița Donisa. Evenimentul a avut loc într-un cadru elegant oferit de restaurantul Belle Époque din Petroșani. Vizibil emoționată, artista ne-a relatat cum a început incursiunea ei în lumea acestui gen muzical și faptul că îi place să se inspire din activitatea mai multor interpreți, de unde poate învăța o mulțime de lucruri. Atunci când am auzit o melodie folk, am simțit ceva diferit față de muzica ușoară sau alte genuri de muzică. Și de atunci părinții mei m-au dus la un profesor și am tot evoluat și acum iată-mă aici. Ai un exemplu pe care îl urmezi? Pentru mine fiecare artist are un lucru de la care am să învăț, adică din care am să învăț. Și nu pot să zic că am unul preferat. Toți sunt niște modele pentru mine. Profesorul Luminiței a mărturisit că aceasta este un copil talentat, educat și ambițios, lucru susținut și de alți invitați. Am cunoscut-o pe Luminița, cred că sunt vreo 5-6 ani. Și, mă rog, eu când am început să lucrez cu ea, deja avea câteva noțiuni, lucrase cu altcineva înainte. Un copil foarte ambițios și am văzut bucuros că cum a crescut de la o etapă la alta, de la un an la altul, foarte mult. Și mă bucur mult că are bucuria asta să-și lanseze un album, să vină atâta lume să vadă. M-am bucurat mereu de performanțele ei. A mers în ce în ce mai bine, peste tot premii foarte bune, cântece foarte bune în ultima vreme pe care le-a făcut și mă bucur mult pentru ea. În afară de faptul că este un copil foarte talentat, simțit dintotdeauna este un copil bine crescut, cu foarte mult bun simț și asta contează enorm în a fi artist în devenire și ulterior să fie un artist. Un artist adevărat este și modest și cu bun simț. Îi urez succes! Exista săraci, mai bine atunci am trăit și toți am fi bogați.